Bună, Cristina, despre ce vorbim săptămâna asta la Job Hunter? Bună, Andrei! Săptămâna aceasta vom vorbi despre ceva care este în acord cu vremurile noastre, despre interviul online. Cum ți se pare? Interviul online mi se pare interesant, n-am făcut niciodată treaba asta, mă rog. Eu cred că am dat un singur interviu în viața mea. Și la offline. Acum, în schimb, totul s-a mutat în online sau majoritatea interviurilor sunt în online și consider foarte important ca cei care urmează să susțină interviuri online să arate cât de bine pot ei în acest interviu ca să facă o impresie cât mai bună. Și de asta am vrut să vin cu câteva sfaturi pentru interviurile online pe care urmează să le aibă. În primul rând, aș vrea să stea într-un loc în care n-or să fie deranjați, pentru că e foarte important să se poată concentra. Apoi, ce se vede în cadru, să fie foarte ordonat, ca să pară că persoana respectivă e ordonată. Să fie undeva la geam, ca să aibă lumină naturală sau să aibă lumină foarte bună de cameră. Să nu fie contrujur. Da, e foarte important să fie foarte bine văzuți, pentru că vrei să dai totuși o impresie cât mai aproape de interviul face-to-face și atunci ai nevoie să fii văzut cât mai bine. Și să-ți iei o cameră bună, n-aș merge în direcția asta, adică aș merge pe ce are fiecare și poate folosi. Sunt unele persoane care preferă să facă interviuri online de pe laptop, dar în cazul în care vor să folosească telefonul mobil, sfatul meu ar fi să-l țină sprijinit de ceva și nu în mână, pentru că vor să aibă mâinile libere ca să poată gesticula. Și așa, în cadrul interviului, ai emoții, că se întâmplă să ai emoții și atunci nu vrei să te simți și mai constrâns pentru că ții telefonul în mână. Și apoi mă gândeam să folosesc căștile mai degrabă, pentru că vrei să ai sunet cât mai bun și poți folosi căștile de la telefon pentru acest lucru, adică n-ar fi nevoie de o investiție suplimentară. Asta dacă nu vorbim de noile telefoane, unde trebuie să-ți cumperi căștile separat. True. Da, nu, da, da, n-aș merge în direcție. Da, 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 da. Da, asta zic, s-au pregătit băieții pentru anul ăsta, au văzut că sunt foarte folosite și au zis, dai, extra price. Da, s-au pus folosi adaptoare, de exemplu, pentru acel gen de telefoane, mă gândesc. Dar ce vreau să mai spun este că interviurile online, din punctul meu de vedere, reprezintă un avantaj pentru candidat la momentul acesta. Pentru că dacă înainte trebuiau să meargă pregătiți la interviu și nu puteau să aibă nicio fițuică pe care și-ar fi notat anumite lucruri, acum pot avea o foaie de hârtie lângă laptop sau lângă telefon pe care își pot nota ideile principale pe care ei vor să le prezinte în interviu. Și atunci, chiar dacă au emoții, vor avea acolo foaia de hârtie care le va reaminti ce trebuie să spună. De asemenea, acolo își pot nota și întrebări pentru companie sau pentru potențialul angajator, astfel încât să arate cât de interesați sunt ei de jobul respectiv. Cum ți se pare acum interviul online? Wow, mi se pare mult mai bun interviul online decât cel offline, cel de pe vremuri. Așa că îți mulțumesc foarte mult pentru sfaturile din această săptămână, Cristina. Sper că toată lumea a înțeles și sunt de mare ajutor, pentru că eu chiar cred asta. Cu mare drag, Andrei. Până săptămâna viitoare mă găsiți pe cristinanacșu.ro. Sunt Cristina Nacșu și te provoc să-ți fie bine.